Drumul spre cetățile dacice va fi închis începând de luni 24 august până în data de 21 decembrie 2015. Ultimii 18 km ai drumului județean Orăștie-Sarmise-Getuza-Regea vor fi închiși traficului rutier și asta datorită lucrărilor de modernizare finanțate prin programul operațional regional 2007-2013 în cadrul proiectului Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în circuitul turistic european a cetăților dacice din Munții Orăștiei. Situl istoric Sarmise-Getuza-Regea nu se va închide. Acesta va putea fi vizitat de către turiști pe rute de acces ocolitoare. Lucrurile au început. În perioada 24 august-21 decembrie 2015, acest drum va fi închis pentru cei care doresc să acceseze cetățile dacice cu mașina, cu autoturismul. Va fi permis accesul riveranilor, ambulanțelor și MEAI în această perioadă. Cetățile vor fi deschise și vor putea fi accesate pe drumuri lăturalnice pe care cei care dețin pensiuni cu siguranță le cunosc și turiștii se pot informa de la dumnealor. Proiectul de modernizare a DG705A este finanțat din fonduri de la Uniunea Europeană, fiind în valoare de 8,2 milioane de lei. Constructorii au termen ca până la finalul acestui an să finalizeze modernizarea tronsonului rutier, iar lucrările vor fi supervizate de președintele Consiliului Județean Adrian David, care va merge săptămânal să verifice dacă constructorii respectă termenele și calitatea lucrărilor.